E pericol de moarte pe drumurile României. Zăpada și poleiul pot răsturna în câteva secunde și mastodonți de zeci de tone. Simona Boțog este pe un astfel de drum cu probleme. Simona, bună seara! Bună seara, și în Oltenia a nins astăzi toată ziua, iar majoritatea drumurilor au fost acoperite cu zăpadă. Foarte multe șosele naționale, dar și județene, au fost închise din cauza vremii urâte. Ei bine, ar trebui să vă spun că pe drumurile care au rămas deschise se circulă foarte greu în condiții de iarnă, iar șoferii trebuie să dea dovadă de maximă prudență. În toată țara s-a circulat astăzi foarte greu, pericolele au pândit la tot pasul și foarte mulți șoferi au fost la un pas de moarte. Tirul încărcat cu 30.000 de litri de motorină s-a răsturnat într-un șanț. Nu sunt parapet, e alunecoș, curbă. Cu 5 la ora am intrat în curbă și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. 3.000 de litri de motorină s-au scurs dintr-unul dintre rezervoarele cisternei. A fost gheață, deci efectiv gheață a fost. Nu, niciun parapet, nu era niciun parapet, nimic. L-a împins, efectiv l-a împins acolo, o dat cu el. Ar trebui și ar trebui nivelat aici, tot să nu fie prăpastiați aici. De ghinionul șoferului au profitat câțiva localnici care au plecat cu portbagajele pline cu bidoane cu motorină. Bolele de la baterie au fost luate și nu mai există riscuri decât doar scurgerile de combustibil. Combustibilul este deversat în afara părții calosabile, în șanț. Din păcate, acesta se infiltrează în sol. Un drum prin România s-ar fi putut transforma în ultimul pentru un șofer bulgar. Din cauza gheții a ieșit cu autotrenul de pe șosea și s-a oprit într-o pădure de pe marginea drumului. Întreaga încărcătură s-a răsturnat din remorcă. Când eu am ajuns aici, tirul era, cum îl vedeți și dumneavoastră, în pădure, iar șoferul ieșea din cabină, lovit la cap, avea capul spart. Utilajele de zăpezire trec aproape una, o jumătate, 20 minute, o jumătate, dar din păcate, din cauza zăpezii, imediat se așează la loc. Un alt șofer bulgar și-a văzut moartea cu ochii în Prahova. Din cauza gheții de pe șosea, a derapat și a intrat cu tirul într-o curte. Cât pace să intre la voi în casă? Da, cât pace să intre în casă. Doamne ferește! Cu 3 minute înainte trecusem pe trotuar. A început derapaj, să ia spre stânga, pe urmă, el, ca să nu intre în altă mașină în sens invers, a tras dreapta și norocul i-a fost că n-a fost nimeni pe trotuar. Polițiștii îi avertizează pe șofer să circule prudent, deoarece la această oră mai multe drumuri sunt fie acoperite cu gheață, fie cu zăpadă.